Ajungând în domeniul piețelor financiare internaționale și fiind înfometat de evoluție și dezvoltare, am decis ca să nu mă opresc la poziția de trader, dar să evoluez la următoarea etapă, care este poziția de consultant financiar. Consultant financiar este o următoare etapă plină de experiență, interacțiune cu oameni și ajutarea lor pentru a-și atinge noi scopuri. Ești în continuă dezvoltare, întotdeauna ești într-o interacțiune cu oamenii, ceea ce este foarte fain și, în ultimul rând, această profesie sau meserie nu este o rutină, adică întotdeauna faci ceva nou și te dezvolți, pentru că piața niciodată nu te lasă să te plictisești. După părerea mea, un consultant financiar trebuie să aibă trei calități foarte importante, care sunt inteligența, perseverența și trebuie să fie încrezut în sine. Odată cu deschiderea celui de-al treilea oficiu, aș dori să le urez colegilor baftă și să-ți placeze noi scopuri pentru a le atinge în cel mai scurt timp.